Materialele de amprentă au în medicina dentară rolul de a vă amprenta dinții. Amprenta va fi mai târziu turnată în gips. Astfel, tehnicianul obține un model identic situației din gura dumneavoastră. Pe acest model, el confecționează lucrarea protetică dorită. Cerințele în cazul materialelor de amprentă sunt să curgă bine și să suporte bine umiditatea. Astfel se pot obține cu precizie granițele structurilor din jur de amprentat. Granițe precise sunt foarte importante pentru ca lucrarea protetică să se și potrivească exact. Mai apoi, materialul trebuie după un anumit timp să se întărească în timp scurt. Timpul de manipulare însă trebuie să fie îndeajuns de lung. Cele mai multe materiale sunt alcătuite din două componente, care înainte de utilizare sunt amestecate una cu cealaltă și apoi încep să se întărească. Înainte și parțial încă și în zilele noastre, din cauze financiare se utilizau materiale care se amestecau cu mâna. Aici priviți pulberea de alginat, care este activată prin amestecarea cu apă. Concentrațiile exacte sunt prin acest procedeu întotdeauna nerespectate. Prin aceasta se poate ajunge la modificarea amprentei, iar urmarea este o lucrare protetică neetanșă. Vedeți un dinte extras cu o coroană dentară. Pata întunecată de la marginea ei este caria dentară. În mărire, considerabilă, se recunoaște foarte ușor golul dintre dinte, aici în crem bej, și marginea coroanei, aici în albastru metalic. Coroana nu închidea dintele etanș. Bacteriile au contaminat și colonizat acea zonă și s-a ajuns la producerea de carie. O calitate bună a amprentei se obține și cu ajutorul cartușelor de material. Consumul de material este astfel mai ridicat, însă prin aceasta componentele sunt amestecate în proporții clar definite. Tehnicianul obține prin aceasta amprente exacte, iar dumneavoastră lucrare etanșă pe dinte. Esențial însă este nu doar amestecarea corectă și manipularea exactă pentru a obține o restaurare dentară superbă. Și timpul petrecut în gură, împachetarea amprentei și transportul spre tehnician ar trebui să respecte indicațiile date de producător, căci doar astfel se previne modificarea amprentei. Drumul lung de transport, de exemplu spre China, nu se prea poate traduce într-o lucrare corectă. Mai mult despre aceasta în videourile amprenta dentară, timpul de priză și lingura de amprentă.